Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. DGA, ofițer Băcăoan reținut pentru favorizarea grupării Mârza. Tricolorul Călător a poposit la Târgu Ocna. Șocant, elevi ținuți în ger dacă întârzi la ore. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor anului 2023, desfășurate în județul Bacău, menționând totodată faptul că, de multe ori, instituția pe care o conduce este partener de încredere în concretizarea acestora. Reparații capitale la centrala tehnică, înlocuire, utilaje și rețele termice la SJU Bacău, e o lucrare realizată, finanțată de Consiliul Județean în buget propriu de 5.366.498, perioada de implementare iunie 2023-decembrie 2023, o lucrare modernă, o lucrare care e la nivelul anului 2023 și asigură căldura, asigură agentul termic pentru întreg spitalul în condiții de economicitate. Te rog. Apoi reabilitare bloc operator, trecem la nivelul județului, la spitalul din Moinești, spitalul municipal de urgență din Moinești, printr-o asociere, bugetul propriu al Consiliului Județean 90%, și 10% contribuția UAT Moinești, un proiect care s-a început în februarie 2020 și s-a finalizat în decembrie 2022, de aproximativ 1 milion de euro, 4.052.128. Au fost modernizate spațiile medicale a blocului septic, o sală de operație și a celui aseptic. Trecem mai departe. Reabilitarea sediului ambulanță Onești, reabilitarea ateliere mecanice și electrice la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. O contribuție din partea Consiliului Județean de 95% și contribuție UAT 5%, 1.465.740. Perioada de implementare a început în celălalt mandat, mai 2019, februarie 2022, e realizat în baza asocierii cu CJ, cu asocierii cu municipiul Onești. Anul trecut, în alocarea de la bugetul de stat de 27%, care colegii mei, senatori și deputații din Parlamentul României, au alocat o sumă de bani în bugetul de stat, au făcut un amendament și s-a aprobat, iar Consiliul Județean a finanțat diferența de 68% pentru Spitalul Municipal din Onești, pentru angiograf bipar, pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională. Este, în acest moment este unic în județul Bacău. Perioada de implementare a fost ianuarie 2023, decembrie 2023. Fac o mențiune că și Spitalul Județean din Bacău o să aibă angiograf, dar o să ajung la acest proiect, un proiect în implementare. Este unic în acest moment. Asta nu înseamnă că Spitalul Județean din Bacău să rămână fără angiograf. Vă rog. Avem aici chiar o lucrare extrem de frumoasă, extrem de bună și extrem de necesară, realizată pe fonduri europene, în care tot printr-o asociere cu primăria Onești, reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, să știți că arată extrem de modern. Noi am fost lăudați chiar și de Digi24 când am venit la Bacău și am organizat acolo donarea de
spitale arată la nivelul ăsta, așa cum arată spitalul din Onești. Bugetul propriu, noi vorbim de cofinanțare, bugetul propriu al Consiliului Județean a fost de 14%, contribuția UAT de 1% și fonduri europene 85%. E un proiect început în iulie 2021 și finalizat în decembrie 2023, de 29 de milioane de lei. Important că s-au încadrat în exercițiul financiar trecut și n-a trebuit să fie etapizat. Așa cum ați văzut că fiecare proiect pe care l-am prezentat până acum, toate s-au încadrat în exercițiul financiar trecut, ce presupune atragerea de fonduri europene. Perioada de implementare pentru... sunt două proiecte începute, unul în martie 2020 și finalizate în octombrie 2021. COVID-19, sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice de județul Bacău, o valoare de 3.742.000, buget propriu 13%, fonduri europene 87%, apoi un al doilea proiect, sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, care le gestionează Consiliul Județean, tot perioada de implementare 2022, iunie 2023, 550.718, fonduri europene 100%. Comuna Dealul Morii din județul Bacău poate fi un model de administrație eficientă datorită numeroaselor investiții realizate în ultimii ani. În satul Dealul Morii a fost inaugurată o școală nouă care depășește din punct de vedere al condițiilor multe din școlile de la oraș. Investiția a ajuns la peste 8 milioane de lei prin programul operațional regional și oferă elevilor și profesorilor confort din toate punctele de vedere. Am vizitat-o în timp ce se construia, în timpul șantierului. Am văzut că s-au făcut lucrări de calitate și cred că acum va fi o surpriză atât de importantă și pentru dumneavoastră și pentru mine și pentru colegii mei din executivul județean. Felicitări Gabi Savin, felicitări Consiliul Local, felicitări aparatului administrativ, felicitări dumneavoastră, așa cum spunea Gabi, că ați suferit pe perioada construcției, v-ați sacrificat. Eu cred că ar fi bine să-l invităm pe domnul primar vizitiu de la Bacău să vadă care e diferența între școlile de Bacău și școala de la Dealul Morii. Da? Da, și așa cum spunea domnul director, cred că, într-adevăr, o să avem o surpriză extraordinar de frumoasă când o să intrăm în școală și, uite așa, reușim să micșorăm distanța între oraș și mediul rural. Și asta e dorința noastră și țelul nostru a conducerii județene, a conducerii Partidului Social Democrat, ținte pe care ușor, ușor, pe Valea Zeletinului și Berheciului, reușim să le atingem. Dar am un mesaj, să zic așa, foarte, foarte, foarte serios și de perspectivă. Dacă noi, decidenții politici, noi, partea administrativă, reușim să facem școli dispensare moderne, dotate, tehnologie modernă și așa mai departe, mesajul meu este, și l-a atins un pic și domnul director, să privim lucrurile în perspectivă, dar aceste clădiri așa de bine dotate să le dotăm și cu pasiune de a face meserie, cu o pregătire bună, încât nivelul de performanță a acestor copii să se ridice și prin învățământ să reușim să scoatem sărăcia din mediul rural. Numai prin educație și prin învățământ putem să facem lucrul ăsta. Aici trebuie să concure trei factori. În primul rând, părinte, și să nu mai dăm vina neapărat pe școală. Părinții sunt primii care trebuie să-și educe copiii. Școala trebuie să-i perfecționeze. Dar ca să poată să-i perfecționeze, trebuie să ne ocupăm de ei. Doi, profesorii
să facă meseria cu dragoste, cu plăcere, cu emotivitate. Și legătura părinte-profesor să fie permanentă. Și în același timp, și n-am să uit că o să ne reproșească, dar dumneavoastră ce faceți? Și noi suntem acel liant pe care trebuie să-l stabilim, să-l formăm între ce am spus, părinte, școală, profesor și partea administrativă, primari, decidenți politici, administrație județeană, inspectorat școlar. Dacă aceste trei entități vor funcționa bine, vor funcționa rotund, cred că vom avea și rezultate. Dar rezultatele, așa cum am spus, trebuie să vină cu o implicare a tuturor celor responsabili de acest proces. Un proces anevoios, un proces îndelungat, să aducem generațiile astea la un nivel de pregătire pe care România să se bazeze. Proiectul a început în 2017, conceperea proiectului, în 2018 l-am terminat, l-am depus la autoritatea de management în 2018, din păcate, din motive independente de noi și de dorința noastră, finanțarea am primit-o undeva în anul 2022. Lucrările au început în 22 octombrie, le-am terminat, zic eu, într-un termen scurt, vis-a-vis de ceea ce s-a făcut în școală în decembrie, ianuarie, început acum 2024. Nu a fost ușor, nu ne plângem, vreau să mulțumesc constructorului, vreau să mulțumesc proiectantului, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Local care ne-au sprijinit, tuturor colegilor din primărie. Am văzut acest obiectiv în evoluția lui și am rămas profund impresionat și nu spun cuvinte mari, chiar nu spun, pentru că în ziua de astăzi, așa cum bine a spus domnul deputat Floroiu, în municipiul Bacău nici nu reușesc să se repare cele care sunt, dar să fie un obiectiv atât de bine pus la punct și atât de orientat spre viitor. Are o componentă de sport. Vă felicit, domnul primar, pentru acest lucru. Are o componentă care ține de informatică și este extrem de important pentru cei care vor intra și vor studia în această școală modernă, dar nu în ultimul rând, are o componentă sufletească. Se vede că aici domnul primar a pus suflet, se vede că această construcție este modernă și e la nivelul anului 2024 și se vede că este un om gospodar care face lucrurile cu pasiune. Face de așa natură încât această comună să aibă investiții nu doar în zona de învățământ, dar și infrastructură rutieră. Și mă bucur să anunț astăzi, cred că pot să o fac. O făceam eu dacă nu făceam. S-a adoptat în Consiliul Județean și cred că și în Consiliul Local. Da. O hotărâre prin care vom face drumul de la către Mănăstirea Calapodești. Cu finanțarea Consiliului Județean. Cu finanțarea Consiliului Județean, pentru că dacă stăm bine și ne gândim, și nici nu trebuie să stăm foarte mult pe gânduri, să ne gândim că în județul Bacău singurul sfânt este Sfântul Antipa. Iar mănăstirea de la Calapodești este o mănăstire emblematică pentru județul Bacău. Extrem de interesantă și vizionară este ideea de a achiziționa 53 de biciclete pe categorii de vârstă pentru derularea activităților recreative, sportive și de tip școala altfel. Prin munca pe care a făcut-o domnul primar aici la dumneavoastră în comună este personificarea proverbului românesc, omul sfințește locul. Pe bună dreptate la dealul Morii, domnul Gabriel Savin sfințește locul și cum? O școală nouă de 1 milion de euro care iată vine la pachet cu dotări care țin și de sport, bicicletă, o viață sănătoasă, un trai sănătos și o deprindere foarte bună și un exemplu de bună practică
dat tuturor și în primul rând celor mici care sunt viitorul nostru. Elevii și cadrele didactice beneficiază de un centru educațional modern cu dotări de ultimă generație și resurse educaționale actualizate. Vorbim de o școală la standarde europene, care dispune de sisteme moderne de învățare, mobilier nou, dotări digitale performante, componente care contribuie la derularea orelor de studiu în mod interactiv. Ce se pare aici? Frumos! Ce-i frumos aici? E foarte fain și avem și dulapuri din astea. Credeai că o să înveți într-o școală din asta? Nu. Nu. Îți pare bine? Da. De ce? Pentru că e foarte frumos. Da. De ce? Pentru că e foarte frumos. Ce e frumos aici? Că are dulapuri cu chei și... Este și imprimată. Pe orice drum al vieții vor ajunge copiii care învață în această unitate de învățământ, dar își vor aminti cu bucurie de condițiile excelente din comuna Dealul Morii. Un drapel tricolor lung de 120 de metri a fost purtat prin mai multe localități din Muntenia și Moldova pentru a marca împlinirea 165 de ani de la Mica Unire. Până pe 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române de la 1859, acesta a trecut prin 7 județe. Pe 19 ianuarie, drapelul a ajuns în județul Argeș, comuna Buchea de Sus, unde a fost purtat de la mic la mare de zeci de persoane de la dealul Măgura și până la monumentul eroilor din centrul localității. Drapelul și-a continuat călătoria și a ajuns pe 20 ianuarie în comuna Costa Chenegri din Galați. Duminică 21 ianuarie, tricolorul călător a ajuns la Focșani, oraș simbol al Unirii, iar luni 22 ianuarie de la ora 11 la Casa Memorială Moșii în Roată din comuna Câmpuri, județul Vrancea. Marți 23 ianuarie de la ora 10, tricolorul călător a ajuns în județul Buzău la Monumentul Eroilor din comuna Patina. În aceeași zi, acesta a poposit și la Târgu Ohna, județul Bacău, unde punctul de plecare al evenimentului l-a constituit mormântul marelui om politic Costache Negri, aflat în incinta bisericii Bunavestire Răducanu, cel care a contribuit decisiv la înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 1859. Traseul a continuat spre Piațeta Costache Negri, unde drapelul a fost arborat în turnul clădirii primăriei orașului Târgu Ocna. Deghea, ofițer băcăuan reținut pentru favorizarea grupării Mârza. Pe 16 ianuarie, ofițer de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Bacău, a opus în executare două dintre mandatele de percheziție domiciliară emise într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Se arată în comunicatul Direcției Generale Anticorupție. În această cauză penală, instanța competentă a dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Față de 4 inculpați, 3 fără calitate specială și un ofițer de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Măsura preventivă a fost menținută de magistrații Tribunalului Bacău, care prin încheierea din data de 22 ianuarie 2024 au respins contestațiile formulate de cei 4 inculpați împotriva măsurii preventive. Urmărirea penală vizează săvârșirea de către mai multe persoane, membri ai grupării Mârza din municipiul Onești, în perioada 2019 și până în prezent, a numeroase infracțiuni de lovire și alte violențe, influențarea declarațiilor, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice, răzbunare pentru ajutorul dat justiției. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că membrii grupării au fost sprijiniți de polițist, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de favorizare a făptuitorului și fals intelectual, constatând că în acea calitate de lucrător de poliție judiciară în cadrul IPJ Bacău, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu referitoare la instrumentarea mai multor dosare înregistrate la parchetul de pe lângă judecătoria Onești, în scopul împiedicării tragere la răspundere penală a membrilor grupării Mârza și în vederea îngreunării cercetărilor penale, a falsificat probe, rezultate din anchete și a omis cu intenție să administreze probele necesare justei soluționări a cauzelor, omisiune care a avut drept consecință în unele cazuri împlinirea termenului de prescripție și a răspunderii penale. La data de 16 ianuarie 2024, la locuințele inculpaților și în alte locații din municipiul Onești, au fost efectuate în vederea identificării și ridicării de probe percheziții autorizate de judecători din cadrul judecătoriei Bacău la solicitarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Urmărirea penală este efectuată în cauză de procurorii din cadrul
parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău cu aportul direct al lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Bacău, Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR Brigada Operațiuni Speciale Bacău, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IGPR Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Direcția de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Serviciul de Investigații Criminale, instituții care au dus la îndeplinirea activităților prin delegarea procurorului de caz. Perchezițiile au fost realizate cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Serviciul Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Alexandru cel Bun Bacău. Timp de o oră, în plin ger, sunt ținuți elevii Colegiului Național Pedagogic Bacău dacă întârzie la orele de curs. Tratamentul nu este unul deloc potrivit, având în vedere temperaturile extreme cu multe grade cu minus înregistrate zilele acestea. Așa sunt ținuți copiii de la pedagogic atunci când ajung cu doar 7 minute după ora 8. Sunt ținuți în frig și nu sunt lăsați să intre. Sunt peste 20 de elevi și intrarea în liceu este închisă. A fost semnalul de alarmă tras pe rețelele de socializare. Doar pe cei pe care îi cunoaște portarul îi lasă să intre, iar ceilalți sunt ținuți în afara liceului de aproape o oră, fără să li se permită accesul măcar în curte. Acel sfert academic ce le este permis tuturor pentru întârzierea la prima oră de ce nu se aplică? Sunt copii care vin de la 10 de kilometri distanță. Este postarea devenită virală și care arată tratamentul aplicat elevilor. În urma articolului publicat de Acum TV, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, ia atitudine și dezaprobă public felul în care conducerea liceului pedagogic îi ține pe elevi în ger. Profund inspirată și irațională decizia conducerii de la liceul pedagogic de a-i ține în afara școlii pe elevii care, din diverse motive, au întârziat la prima oră. Traficul din municipiul Bacău e departe de a fi fluent, iar astfel de întârzieri nu mai pot apărea fără ca ele să fie neapărat imputabile unor elevi care totuși în această dimineață au înfruntat gerul pentru a veni, mulți dintre ei pe jos, la ore. Știu că responsabilitățile directorilor sunt apăsătoare și cer o implicare pe multiplele paliere de serviciu, altele decât cel didactic, dar nu mă așteptam să văd că există directori decuplați de realitate, care, sub imperiul temerilor de orice fel, iau hotărâri precipitate, care conduc la știrbirea iremediabilă a propriei lor autorități. E drept că săptămâna trecută în fața liceului pedagogic a avut loc o altercație între elevi și susținători de ei lor, colegii de la Biroul Siguranță Școlară intervenind pentru a plana respectivul conflict, dar acest tratament nedorit nu poate fi pretext pentru închiderea școlii și transformarea ei în altceva decât așezământ educațional. Am comunicat pe acest subiect cu cei din conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău și aștept în cel mai scurt timp rezultatele verificărilor făcute la fața locului, explică prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 25 ianuarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Vineri 26 ianuarie, vremea se menține rece. Cerul va fi noros. Maxima zilei nu va trece de valoarea 3-4 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.